În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Iubiți credincioși, când am citit astăzi Sfânta Evanghelie, eram în fața dumneavoastră și o deschideam și îmi dădeam seama că, cel puțin eu, am deschis-o de foarte multe ori, această Evanghelie. Și mă gândeam că întotdeauna este nouă, întotdeauna este proaspătă și întotdeauna este un mesaj pentru zilele noastre. Evanghelia niciodată nu este pentru ziua de ieri, este pentru ziua de astăzi și pentru ziua de mâine, pentru cele ce vor mai fi. Și astăzi, Sfinții Părinți au rânduit a ne prezenta chemarea primilor apostoli. Și m-am gândit că ar fi și în preajma examenelor pe care le așteaptă copilașii noștri pentru admitere la liceu, apoi pentru terminarea liceului peste 2 săptămâni, m-am gândit că era pe timpul nostru, pe vremea noastră, cum se zice, o disciplină foarte interesantă care se preda pe la orele de religie pe aici, pe acolo, se numea orientare școlară și profesională. Cam despre acest lucru, să știți că în mare, vorbește Evanghelia de astăzi. Și anume eu am să vă spun câte ceva despre cum ne cheamă Dumnezeu. Dar mai ales cum trebuie să răspundem noi la chemarea lui Dumnezeu. Și anume iată ce ne spune Sfântul Evanghelist Matei. Într-una din zile trecea Iisus pe lângă Marea Tiberiadei și a văzut pe doi frați, pe Petru, pe Simon, care se va numi după aia Petru, și pe Andrei, fratele său, care erau cu corabia. Și erau pescari. Și le-a spus, veniți după mine și vă voi face pe voi pescari de oameni. Mergând mai departe, au văzut pe Ioan și pe Iacov, fiii lui Zebedeu, împreună cu tatăl lor Zebedeu, cârpindu-și mrejele și le-au zis, veniți după mine. Și aceștia și-au lăsat corabia și pe tatăl lor și-au mers după Iisus. Iubiți credincioși, de aici trebuie să învățăm câteva lucruri. În primul rând, cum ne cheamă Dumnezeu. Dumnezeu niciodată nu ne cheamă la o lucrare deosebită de ceea ce am făcut până acum. Dacă la un moment dat în viață simțim nevoia de o anumită spiritualizare, de a păși peste niște granițe, să știți că putem să ne verificăm dacă granițele acelea sunt normal de depășit sau nu, prin faptul că trebuie să ne punem o întrebare. Cum ne cheamă pe noi Dumnezeu? Dumnezeu nu ne cheamă din altceva decât dintre ale noastre, către ale noastre. Și anume, atunci când a chemat niște pescari, i-a făcut pescari de oameni. Adică nu a luat să facă din ei aviatori, gladiatori și altceva. Nu, i-a chemat să-și desăvârșească ceea ce ei deja știau. Adică i-a chemat să treacă, pe românește s-ar numi next level, să treacă la nivelul celălalt. Și anume, toată viața noastră, învățăm câte ceva. Toată viața ne pregătim către ceva și la un moment dat simțim că putem să facem ceva mai mult. Fiecare dintre noi simțim lucrul ăsta. De aici intervine însă și ispita. Pentru că diavolului nu este îngăduit să stea liniștit. Și bineînțeles că începe să ne... Da, ăsta e prea puțin, dar până acum ce ai făcut? Lasă-mă că nu e chiar așa. Tu trebuie să ajungi în vârful piramidei și începe să te îngheltească cu ceva. Și atunci noi, dacă nu suntem pregătiți, cu siguranță că putem să cădem în ispita de a crede că pentru noi este altceva. Pentru noi este pregătit o altă etapă deosebită. Și aici greșim. Pentru că nu trebuie să plecăm departe de ale noastre. Ca să vă traduc puțin ceea ce vreau să spun despre chemarea omului, trebuie să ne aducem aminte și câteva lucruri despre copilăria noastră, adică despre basme. Nu vă spun povești. Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte,
a fost numit de către fratele nostru Constantin Noica, pe care îl citesc de câteva vreme și recitesc acum pentru a nu știu câta oară, l-a numit basmul ființei. Și atunci când se spune că făt frumos acela nu tăcea și nu vroia să se nască până când a primit promisiunea de la tatăl său că îi va da tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Bun. Spune Petre Ispirescu, și tăcu și se născu. Când s-a făcut mare însă, a zis, gata tată, trebuie să-mi dai. Ce? Ce mi-ai promis? Aici este problema noastră. Copilul din noi este cel care nu tace până când nu primește o promisiune. Nu ne-am promis noi cu toții, lasă că mă fac eu mare. Dacă mă bătea cineva, lasă că mă fac eu mare și o să mă răzbun. Dacă părinții ne necăjeau cu de ceva, lasă că mă fac eu mare și o să fac și o să dreg. Uite că ne-am făcut mari. Și acum ce să facem? Copilul acela din noi își cere drepturile, își cere promisiunile. Asta înseamnă chemarea pe care Dumnezeu ne-o face. Chemarea, Dumnezeu nu ne-o face așa, hai mă, vină încoace. Nu, o face printr-un delegat care este copilul din noi, care rămâne întotdeauna să plângă, până când noi îi vom da tot ceea ce trebuie să primească el. Ce am promis când eram mici, trebuie să facem pentru sufletele noastre. Asta este chemarea. Dar ce a făcut împăratul acela? În primul rând, a vrut să-l păcălească prima dată, că-i dă jumătate de împărăție, că-i face, că-i drege. N-a mers. Și în momentul în care i-a zis că trebuie să se ducă singur să-și ia ceea ce i se promisese, i-a dat armele, șaua și calul lui. Asta ce înseamnă? Exact ce s-a întâmplat în lângă corabia în care a rămas Zebedeu, tatăl lui Ioan și al lui Iacov. Iacov și Ioan au lăsat pe tatăl său și corabia și mrejele care trebuiau cârpite și au plecat după Iisus. Adică au luat cu ei numai ce știau să facă. N-au luat nimic din ceea ce le-ar fi ajutat să facă. Dar a fi pescar de oameni nu mai necesita să ai și năvod și plasă și corabie și tata pe lângă tine. Dar nu l-au părăsit pe tatăl lor, ci numai fizic l-au lăsat acolo. Tot ceea ce știau ei, știau de la tatăl lor, nu învățase altcineva. De aceea trebuie să fim atenți că și atunci când a plecat Făt Frumos spre ținutul din Basm, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, a plecat cu tot instrumentarul pe care îl avea de la tatăl. Înseamnă că și noi atunci când vrem să plecăm către Dumnezeu, la chemarea desăvârșirii a tot ceea ce am învățat noi să facem, trebuie să o facem într-un mod deosebit și anume, trebuie să știm ce lăsăm în urmă și ce luăm după noi. Vă mai aduceți aminte că odată spune Mântuitorul că a fost înconjurat de ucenici și de apostoli și la un moment dat a venit cineva și a spus, Învățătorule, voiesc să te urmezi oriunde vei merge. Și a spus, păstrile au cuiburi, dar fiul omului nu are unde să-și plece capul. Adică după mine nu se merge așa ca somnambulul, hipnotizat. Nu, n-ai unde să te duci așa. Nu, Dumnezeu nu este într-un loc, Dumnezeu nu este o destinație, Dumnezeu este o cale. Este bucuria de a călători, de a merge, de a te desăvârși. Și atunci a venit un alt învățător și a zis, lasă-mă să-mi îngrope tatăl meu. Și a spus, nu, lasă morții să-și îngroape pe morții lor, tu vino și urmează mie. Asta înseamnă să urmezi lui Hristos. Să lași toată experiența deoparte. Nu înseamnă, Doamne ferește, să-ți lași și părinții să-i îngrijească altcineva. Ci pur și simplu, tot ceea ce a fost până atunci trebuie dat deoparte. Și anume, dacă apostolii aceștia erau pescari, pur și simplu, nu au luat cu ei instrumentar de a pescui pentru că trebuia să devină pescari de oameni. Adică să facă încă un pas. O să spunem că nu suntem toți pescari. Dar ce a luat Dumnezeu de la pescari? Gândiți-vă că pescarii
În primul rând sunt categoria aceea de oameni care fac orice ca să-și îndeplinească misiunea lor. Poate să fie hobby al lor, dar poate să fie și situații că n-au ce mânca decât dacă pescuiesc. Numai că eu personal nu cunosc altă categorie socio-profesională, să mă exprim așa, care să-și respecte tabieturile așa cum și le respectă pescarii. Bă, fraților, ar minți oricât, s-ar împrieteni cu oricine. Dacă au nevoie să meargă departe, ar măguli un șofer care are o mașină puternică astfel încât să ajungă unde trebuie. La Periboina, la canalul nu știu care. Nu o să întâlniți altă categorie umană care să facă atâtea eforturi numai ca să-și îndeplinească o nebunie, zicem noi. De ce? Zicem noi pentru că noi nu înțelegem ce se întâmplă cu lucrurile acestea. Noi nu înțelegem care este mersul desăvârșirii. Și Dumnezeu i-a luat dintre pescarii aceștia, adică i-a luat, pe românește, în bocancii lor, adică cu toată pornirea lor de a face lucruri adevărate, ca să ce? Ca să îi desăvârșească, să-i facă pescar de oameni. Adică cu același entuziasm cu care ei pleacă de acasă noaptea, pleacă de acasă cu timp și fără timp, ca să zicem așa, să folosească acest netimp la ce? La faptul că vor avea o misiune adevărată. Orice om este chemat de Dumnezeu ca să îndeplinească ceva deosebit. Sunt dintre copiii noștri care au anumite aplecări către ceva sau către altceva. Dacă nu suntem atenți la ceea ce face copilul nostru cu plăcere și nu îi cultivăm această plăcere, ne vom pomeni că primii 25 de ani de viață o să-i folosească cu școli, cu facultăți și de-abia după ce se vor așeza și ei într-un fel, o să îndrăznească să ne aducă aminte: tată, mamă, vedeți că eu vreau să fac cu tare lucru. Păi de ce tocmai acum? Păi dar m-ați lăsat până acum, m-ați ascultat până acum. Vorbesc în această zi pentru că profit și de faptul că sunt pe lângă mine oameni care acum se pregătesc pentru zilele de mâine și de miercuri, care au copii care să dea examenul pentru admitere la liceu. Am pe lângă mine și părinți care știu că peste două săptămâni începe bacalaureatul și de aia îmi permit să fac așa un scurt curs de orientare școlară și profesională. Dumnezeu ne cheamă din ceea ce avem noi mai bun și știe că putem să facem mai bun. Adică putem să desăvârșim lucrurile. Dar să vă spun ceva mai la obiect. Să ne gândim puțin ce folosim din educație și din instrumentar. Că tot v-am zis despre faptul că au lăsat pe tatăl și pe corabia și mrejele care trebuiau să fie cârpite. Adică au lăsat totul deoparte. Să vă dau un exemplu. De azi de dimineață, de la 5 și jumătate, plec din parcare și fac vreo 3 metri și încep să aud ceva. Primul lucru, ca un șofer ce mă aflu de vreo 32 de ani, era un zgomot de pană. Dar, vă imaginați, mașinuța mea m-a anunțat când schimbam cauciucurile că s-ar putea să fie o presiune în pneuri care să nu fie egală la o roată cu alta și nu știu ce, și trebuia să apăs vreo 10 minute pe butoane ca să îmi dea voie să plec mai departe. Zic, păi dacă ăsta care îmi sesiza mie că am schimbat cauciucul îmi zice ceva, păi acum dacă am pană nu zice. Dar, pentru că nu m-am născut în mașina asta, în 2 metri am tras pe dreapta. Ca să văd ce e totuși, să mă liniștesc. Era roata aproape de asfalt. A vrut Dumnezeu să văd și cauza ca să nu mai caut. Era un șurub care avea o măciulie cât toate zilele. Și m-am suit din nou în mașină și am dat-o jumătate de metru lângă bordură și acolo am lăsat-o. Am constatat însă faptul că acei senzori, esprit de finesse, adică dacă era de la 1,5 bari în jos, te anunța la fiecare microndă, barometru, nu s-a prinseseră. De ce? Pentru că era prea grosieră situația. Dar lecția pentru mine este următoarea și vă predau și dumneavoastră.
Nu vă bazați pe tehnologie. Nu vă bazați pe ceea ce simțurile vă spun și dumneavoastră ziceți că nu e așa. De ce? Pentru că nu mi s-a arătat în bord. Imaginați-vă tinerii care nu mai știu să se uite pe hărți, că pleacă la munte și s-ar putea să plece, să ajungă la Sinaia prin Brașov, dar să o ia pe la Urziceni și să facă un ocol de vreo 100 de kilometri. De ce? Pentru că așa le-a zis Marcel sau Ioana, depinde cine le-a șoptit. Copiii, învățați-vă să vă uitați după stele când e noapte. Să știți măcar ce e la Carul Mare, cum se îndreaptă luceafărul. Nu sunt povești. Acestea sunt lucrurile care ne pot ajuta în viață. Aceasta este chemarea pe care Dumnezeu ne-o face. Dumnezeu nu ne cheamă să facem lucruri comode, să avem în față un telefon, o tehnologie, să avem în față un aparat de Word care să nu ne spună când trebuie să tragem pe dreapta, dar să ne spună, atenție, ai ochii cam mici și trebuie să iei pauză de cafea. Odată până la București mi-a zis de 3 ori, dar și nu știam eu că eram obosit. Eram obosit, dar trebuia să ascult, mi-a zis cineva, dar noroc că nu era setat să se oprească de tot mașina. Dar important este că atunci când primim chemarea de la Dumnezeu, să știm că Dumnezeu nu cu tehnologie ne cheamă. Ne cheamă cu ceea ce ne dă să simțim. Ne cheamă cu ceea ce ne dă să facem deosebit. De aceea, avertizez încă o dată părinții, să-și cheme la educație copiii către ceea ce știu sau au văzut ei din copilăria lor că știu să facă mai bine. Nu mai faceți tot felul de previziuni că să trăiește bine. De exemplu, vă zic acum puțin din 90 încoace, cam cum a devenit învățământul. După 90 încoace era o criză de avocați. De ce? Pentru că pe timpul celălalt specializarea cea mai de bază era în economie, erau foarte mulți economiști, nu prea erau avocați, hai să mergem toți la avocatură. În 10 ani, bineînțeles că s-a făcut o castă închisă, notariatele și-au închis accesul străinilor și după aia ce să facem? Păi haideți să dăm la medicină. Au ajuns la medicină săracii să fie câte un om pe loc sau 0,8 candidați pe un loc. Acum, dacă facem pe viziuni ce o să fie nevoie peste 10 ani când copilul nostru o să fie în câmpul muncii, trebuie să știm că orice om își are locul lui în orice societate, cu o singură condiție, să fie printre cei mai buni. Toată lumea are nevoie de oameni dintre cei mai buni. Dacă nu sunteți în primii 5 și constatați că copiii dumneavoastră nu sunt în primii 5 într-o ramură, atunci puteți să-i întrebați și pe ei. Mă, da, cam ce ți-ar place să faci? Măcar să-l fie al 30-lea, dar să faci ceea ce îți place. Și atunci, din această categorisire, o să ajungi să constați că nu contează câți ingineri, câți doctori, câți avocați și câți notari are lumea. Contează că tu ești un doctor, un inginer, un avocat, un măturător desăvârșit și lumea are nevoie de tine. V-am spus și altă dată cât de mult admir pe cei care știu să facă lucruri adevărate. Și tot ceea ce văd la ceilalți că fac adevărat, vreau să fac și eu în chemarea pe care o am. Când am văzut cum se duc ca hipnotizate gunoaiele și resturile de țigări și cojile de semințe după o măturătoare care aproape că le conducea, nu le mătura, către locul în care trebuia să ajungă, a zis, Doamne, dacă voi ajunge și eu ca duhovnic să pot să fac cu greutățile omului așa ceva, voi fi un măturător adevărat. În mintea mea nu pot să dau la o parte imaginea pe care am avut-o când aveam 5 ani și am văzut respectiva măturătoare. Un om care știe să facă un lucru deosebit trebuie să-l facă pe acela, nu alt lucru pe care îi spun părinții să-l facă sau societatea să creadă că poate să-l facă. Nu. Un lucru desăvârșit este chemarea lui Dumnezeu. Numai că noi trebuie să ascultăm la ce m-a chemat Dumnezeu. M-a chemat să fac ceva. Ce? Ceea ce fac eu trebuie să știu că are o importanță deosebită. Și vreau să închei aducându-vă aminte, deși v-am spus de foarte multe ori, dar îmi place să vă țin puțin în priză
cu îngerul ierbii, pentru că toată lumea acum se duce la examene, domnule, toată lumea trebuie să ducă la Mircea, dacă noi nu mai e alt liceu în afară de Mircea, maximum dacă mai există Ovidiu, Traian, Eminescu și Călinescu. Dar nu, domnule, dacă nu e la Mircea, înseamnă că nu e nimic. Nu e așa, măi copii. Îngerul ierbii se spune că este un înger care s-a dus și el cu toții să primească de la Dumnezeu ascultare, să zicem chemare ca astăzi, da? Și a venit un înger și a zis, tu răspunzi de fulgere, oai, fulgere, da, tu de ploi, tu de ninsoare, tu de una, de alta, de drumuri și așa mai departe. Și la sfârșit de tot a venit și un îngeraș și i-a zis, zice, tu te ocupi de ești îngerul ierbii. Aolo, ce palme i-a dat, ca și când ar fi intrat fără loc la maghiarul. Păi, bă, tată, dar asta contează? Contează foarte mult să-ți faci treaba. Și a plecat omul supărat. Bă, dar a rămas supărat încât a plouat, a nins, a fost vreme frumoasă, dar el, nefăcându-și datoria, a început să se usuce iarba, inclusiv din pădure. Și îngerii, îngerul care e responsabil cu silvicultura, ca să zic așa, a zis, Doamne, ce ne facem că ne mor animalele, nu mai e vorba de pomi. După aia a venit și cei de la zootehnie, ce mor oile pe câmp, n-au ce să mănânce, dar de ce? Păi ce, iarba s-a uscat. Păi de ce, dar îngerul ierbii ce e? Cheamă-l în pace, Doamne. Dar abia l-au găsit, săracul încă mai era supărat de la chemarea lui. Încă mai era supărat pe Dumnezeu și bombănea. Păi, Doamne, păi ce mi-ai dat mie să fac ultimul om, chiar așa am ajuns ultima sarcină după pământ. Și când l-a chemat în fața lui Dumnezeu și toți erau acolo adunați și i-au arătat câtă nenorocire se făcuse din cauza faptului că el nu și-a făcut datoria, atunci și-a dat seama că misiunea lui nu era nici de cum cea mai mică. Nu există nicio misiune mică. Există numai misiuni îndeplinite sau neîndeplinite. Nu există niciun om care să nu fie la locul lui. Există însă oameni care stau degeaba pe locul altuia. Asta da, există. Și atunci, de ce să nu încarcem puțin roata? Am colegi de seminar care au intrat cu medii foarte mari și n-au profesat o secundă în viața lor. Acum vine, o să spuneți că nu vă raportați la ce e acum, la inflația asta de candidați. Nu. Se intra foarte greu și erau locuri foarte puține. Și n-au făcut. Și mă gândesc și acum, cui o fi luat locul colegul ăsta al meu? Acum, cu o blândețe deosebită, spuneți, vă spun că l-aș strânge de gât. Păi cum să iei, mă, locul altuia? A, că ți-a zis tata, ți-a zis mătușa că trebuie să te duci să te faci ca unchitul sau ca nu știu cine. Nu mai comparați carierele între voi. Nu mai obligați copiii să se ducă unde ei nu simt. Lăsați-i că Dumnezeu îi cheamă special pentru ceva. Și pe acești copii i-a chemat Dumnezeu aici ca să-mi spună că am vorbit cam mult. Eu le mulțumesc foarte mult. O să-i văd în câțiva ani când vor ajunge clasa 8-a, ar sta ei să fie aici cu noi în rugăciune și nu o să-i lase alți copii. Dar să-mi dea Dumnezeu bucuria de a le aduce aminte atunci. Mă bucur tare mult că în această frumoasă duminică de dinainte de examene, Dumnezeu ne arată că suntem chemați la lucruri frumoase. Lucrurile toate sunt frumoase, carierele sunt toate frumoase, numai noi să le luăm în serios și ne facem datoria cu cât mai bine, cu putință. Așa să ne ajute Bunul.